Viitorii antreprenori scapă de birocrația înființării unei firme datorită unei invenții a trei tineri specialiști în IT din Cluj. Astfel, orice persoană din România își poate înființa o firmă din fața calculatorului sau direct de pe telefonul mobil în doar câteva minute, reducându-se cu peste 90% întreg procesul birocratic. Proiectul numit Fă-ți firmă în 5 minute se desfășoară în mediul virtual, în cadrul care a fost implementat un sistem care generează toate documentele de care are nevoie viitorul antreprenor pentru înființarea firmei. Restul de 10% rămas din lanțul birocratic este constituit din depunerea tuturor documentelor la Registrul Comerțului, însă inventatorii programului afirmă că în curând și acest mic detaliu va putea fi rezolvat odată cu deschiderea instituțiilor statului la inovațiile din sfera privată. Poți să-ți alegi una dintre operațiunile pe care le avem. Avem și înființare de întreprindere individuală. Acum să spunem că alegem înființare de PFA. Și aici vei observa că îți vom cere anumite date de care avem nevoie ca să-ți completăm formularele. Persoanele care vor să-și înființeze un SRL, SRLD sau PFA în mediul virtual trebuie să-și creeze un cont pe site, să introducă datele de identificare ale sale, denumirea preferențială a firmei, datele de identificare ale asociațiilor, capitalul social, sediul firmei, codurile CAEN și va primi în doar câteva minute prin e-mail toate documentele gata, completate, pe care nu trebuie decât să le semneze și să le depună la sediul Registrului Comerțului. Raul Pop, Mihai Negrean și Alin Vlasin, foști colegi la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, la specializarea IT au gândit și au materializat un sistem care automatizează procesele birocratice în urma unor experiențe neplăcute cu instituțiile statului, în care au fost practic descurajați să-și urmeze visul, avut încă din facultate acela de a deveni antreprenori. Noi am încercat să ne facem PFA-ul singuri, astfel încât să nu apelăm la un intermediar pentru acest lucru. Nu ne s-a părut un lucru atât de important. Și am observat că nu știam ce să facem, am citit mult pe internet, îți trebuia să-ți treci datele de multe ori pe când am aflat ce formulare trebuie să completăm și ni s-a părut o modalitate foarte bună să automatizăm acest proces. După succesul pe care l-a avut cu proiectul Fă-ți firmă în 5 minute, aceștia vor să implementeze un sistem asemănător și în relațiile cu alte instituții ale statului și să contribuie major la eficientizarea birocrației din România.